Apocalipsa deschidem cuvântul Domnului și citim în această dimineață de la versetul 18, capitolul 2, Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și vom citi la versetul 18 în această dimineață. Îngerului Bisericii din Tiatira scriei, Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujirea ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mult mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, Femeia aceea care își zice profeteasă să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite dolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necas mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor, voi lovi cu moartea pe copiii ei, și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchi și inima, și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Voi însă tuturor celor din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le numesc ei vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți, țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele îi vă da autoritate peste popoare. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la Tatăl meu. Și îi voi da nu ceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul Amin. Voi invit să ocupăm locurile. În această zi, frați și surori, vreau să vă aduc salutările a trei biserici unde în perioada aceasta am fost și Frații doresc ca să știți despre ei și să știți că suntem în aceeași familie a lui Dumnezeu. Am fost la Sebeș și frații de la Sebeș vă transmit salutări. După aceea am fost în Spania și am avut un botez nou testamental acolo și frații de asemenea vă transmit multe salutări, în special sora Lucica, care cred că ne urmărește, având în vedere situația de boală în care se află acum, mai recent, și uh, a spus că de obicei, când nu merge la biserică, alege biserica Betania să urmărească, așa că o salutăm și domnul să o bine uh, Am fost săptămâna trecută, Dumnezeu a la Biserica Baptistă Speranța, cunoscută în <laughs> prescurtare BBSO. Primit salutări și la frații la BBSO. Acolo am avut un schimb de experiență cu studenții. E un parteneriat mai vechi pe care îl aveam cu biserica aceasta în a cunoaște modul în care o biserică în creștere se organizează în această vreme. Au fost lucruri și neprevăzute. Am mai făcut mai multe drumuri și la Cluj, București, București Cluj cu Felicia, mulțumim Domnului pentru că toate lucrurile sunt în mâna Lui și toate sunt așezate la vremea pe care El o consideră cel mai, mai bine. Așa zi, epistola către Tiatira. E a patra schisoare adresată a patra, către a patra biserică, nu a patra schisoare, adresat acestei biserici din Teatira. De fapt, este cea mai lungă scrisoare pe care Domnul o transmite bisericii din Teatira. Și în această dimineață vreau să ne uităm puțin la această biserică și să știm că este o biserică reală avem în această scrisoare biserici care au existat. Și în această vreme vorbim despre bisericile din Apocalipsa, dar ne gândim și la Turcia. Nu, nu cred că e întâmplare. <laughs> Dumnezeu a așezat toate lucrurile în felul ăsta. Tiatira este o biserică reală, iar din scrisoarea aceasta, scrisoarea aceasta este adresată și putem să învățăm toate bisericile din toate timpurile. Mi-ar fi plăcut să pot să susțin ipoteza că această biserică se referă la o etapă din istoria bisericii, care a avut loc înainte de reforma protestantă. M-aș bucura ca de atunci biserica să fie curată, să nu mai aibă probleme de păcat, să fi încheiat o etapă și toate lucrurile să se fi terminat. Dar din păcate, învățătura acestei scrisori rămâne pentru noi, pentru fiecare biserică. Este la fel de valabilă și în această perioadă, cum a fost și în alte perioade ale istoriei. Iatirea, ce știm despre această biserică? Nu știm foarte mult, chiar foarte puțin știm despre biserică. Ce mai multe lucruri le vom cunoaște în această dimineață și le-am citit despre această biserică în cartea Apocalipsa. Dar mai întâi de toate, ceea ce cunoaștem este numele bisericii. Slavă Domnului că știm numele. Biserica din Teatira. Un nume care este legat de localitatea unde se afla biserica. Interesant este că numele acesta de Teatira înseamnă fică. Și fără să am o discuție cu tente feministe și nici misogine în această dimineață, vom vedea că personajele feminine sunt extrem de legate de discuția despre biserica din Tiatira. Tiatira înseamnă fică și acestea era numele. De aceea unii merg și la un nume mai vechi pe care biserica din localitatea Tiatira la avea, Samiramis, care înseamnă și are o legătură cu personajul pe care îl avem descris aici, anume Izabela. A fost un punct extrem de important, Iatira. A fost un punct extrem de important și dacă vă uitați, nu prea se vede probabil harta aceasta extrem de bine. Observați cum Domnul începe să discute cu bisericile dinspre partea de sud, vest, propriu zis, vest al și parcurge aceste biserici ajungând la biserica din Teatira. Există o ordine aici în care Domnul scrie acestor biserici. Și Teatira era în prorețea de drumuri extrem de importante. Mai mult decât atât, ceea ce pare interesant despre Tiatira este că era un oraș sau o localitate a meșteșugarilor. Aici avem mai multe meșteșuguri, cu precădere avem vopsit, confecționat de haine, olărit și prelucrarea ramei. Nu ni se pare întâmplător de ce Domnul folosește unele din aceste aspecte tocmai când scrie bisericii din Tiatira. Pentru că orașul acesta, astăzi, este orașul Achisar, nu e unde a fost cu tremurul, cu este spre Siria, nu se vede foarte bine pe harta aceasta, dar acolo este, sub orașul acesta Achisar, astăzi în Turcia, avem vechea cetate a Tiatirei. Și noi la întâmplare că Domnul se adresează acestui oraș acestei biserici, în acest oraș, o biserică locală, folosind elemente care erau din cultura respectivă. Pentru că oricât am vrea să negăm un fapt, el rămâne o realitate. Viața orașului, cultura orașului, influențează biserica. Și, și ce se întâmplă în Tira, ca și oraș, a avut o influență asupra bisericii. Citind lucrul acesta, am început să mă gândesc și să caut niște studii, cel puțin sociologice, cum e Bucureștiul, ca să înțelegem cum ne-a influențat și cum a influențat Biserica lui. Biserica este influențată într-un fel de, de, de oraș. Este influențată de modul în care orașul trăiește și viețuiește, pentru că noi suntem parte acestui oraș. De aceea accentul în biserica de antiatira cade pe fapte, pe muncă, pe lucrare, pentru că era un oraș al celor care lucrau, lucrau din greu acolo. Dar ce mai știm despre această biserică este din faptele apostolilor. O femeie cu nume Lidia, care era din Tiatira, în Filipii, L-a cunoscut pe Domnul și ascultați ce spune textul. Fapte 16 la versetul 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tricetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană în cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Și textul spune, una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de ce? De purpură. Ea era contractor acolo și aducea din Tiatira la Filipii purpură. Și textul spune, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Este femeia care S-a născut în Tiatira, nu în Tiatira în momentele acestea în care uh, doctorul Luca descrie despre, despre uh, Lidia, dar ea este una dintre credincioasele care avea rădăcini și legături cu Tiatira. S-ar prea putea ca ea să fi fost legătura cu biserica din Tiatira. S-ar prea putea ca ea să fie misionarul, cel care cea care s-a dus acolo să înființeze biserica. Cu siguranță sunt și alte uh, interpretări, dar textul nu ne spune în mod explicit cum s-a înființat această biserică, dar nici despre dezvoltarea ei. Unii cred că biserica a fost o biserică destul de mică. Iarăși, nu avem un, niște dovezi în sensul acesta. Dar ceea ce avem aici, în Cartea Apocalipsa, este o scrisoare. La scrisoarea aceasta a Apostolului lui Ioan este un fel de raport de evaluare. O evaluare a stării spirituale a Bisericii. De fapt, toate cele șapte scrisori sunt evaluari cu privire la starea Bisericii. Dar e un, o evaluare nu făcută de membrii Bisericii din Teatira, ci de însuși Domnul de Dumnezeu, de Domnul, de Hristos, care este capul bisericii, pe care Ioan îl descrie în versetul 18. Iată, cel ce, zice, ce zice, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și a cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Evaluarea bisericii pleacă de la Hristos, pentru că cel mai, cea mai autentică evaluare, cea mai desăvârșită în toate aspectele ei, este evaluarea pe care ne-o face Dumnezeu. Și Dumnezeu, și Christ, Dumnezeu, Hristos este prezentat aici ca fiind unul care într-un mod special este portretizat bisericii căruia îi se adesează, adică bisericii din Tiatira. El este prezentat ca și Fiul lui Dumnezeu. Pentru că are autoritatea lui Dumnezeu. El nu este cineva dintre, din lumea aceasta, nu este un înger care vine să ne evalueze și să evalueze biserica, ci cel care vine să evalueze biserica este cel care este autoritatea de plină și de aceeași natură, de aceeași substanță cu Tatăl, este Fiul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în descrierea aceasta, cel care se uită la biserica lui, are o portretizare extrem de interesantă. Ochii ca parafocului și picioarele ca arama aprinsă. Nu voi intra în tot felul de interpretări și speculații, dar este clar că această idee de parafocul este ideea aceea de pătrundere. Focul nu prea pot să-l oprești când începe să meargă, merge și pătrunde oriunde. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este Cel care cercetează inimile noastre. Este Cel care știe cel mai bine ce nu știe nimeni. El este Cel care știe în profunzimea ființei noastre. De aceea, Hristos, când vorbește acestei biserici despre păcatele bisericii, el nu vorbește așa, aruncând cu noroi în stânga și în dreapta, că m-am supărat pe o biserică, pe alta, pe altcineva. Hristos nu vine în felul acesta. Hristos este Cel care de viața bisericii. Este Cel care de viața noastră de credincioși. Și este Cel care cercetează inimile noastre. Și mai mult decât atât, picioarele lui sunt ca arama prins o legătură cu contextul în care vorbește. Dar mult, mult mai important este că ne arată discernământul în judecata sa, acest concept al aramei care îl găsim în Vechiul Testament, dar și în Cartea Apocalipsa. Acea idee a judecății pe care Fiul lui Dumnezeu vine să o aducă. Cel care evaluează este Domnul Iisus Hristos. Zilele acestea, perioada aceasta, fac câteva emisiuni despre rencesământul acesta din 2022, despre cultele religioase. Încă n-am ajuns la Biserica Ortodoxă, urmează să am o discuție și cu un reprezentant al Bisericii Ortodoxe. Și mi-a plăcut, într-o discuție cu unul dintre invitații mei, să discut despre ce părere aveți dumneavoastră, cum e biserica dumneavoastră. Și a zis să știți că acest recesământ 2022 nu este final. Frica noastră nu e din 2022, că baptiștii au pierdut 26.000 de credincioși. Și că toate cultele religioase au pierdut, numai Biserica Pentecostală a crescut. <laughs> Dar aici facem alte discuții, alte studii. Dar fratele mi-a spus, frate, știi că e treaba. Nu ne înfricoșează doar datele acestea. Ce ne înfricoșează este ultimul recensământ. Recensământul cerului. Când Dumnezeu ne va evalua și îți va evalua biserica lui. Hristos își evaluează aici o biserică locală. Și sunt uimit nu doar de cine evaluează, dar modul în care Hristos se descrie aici ca să ne, ajuta, să ne ajute pe noi să înțelegem nu, faptul că această evaluare nu este un act simplu făcut de oricine, cu alte, cu nu știu ce intenții, este făcut de Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pentru Biserica Lui. Dar ceea ce mă uimește aici este modul în care Iisus Hristos evaluează. Să încadrează în aceeași abordare generală care a fost și până în prezent, care a fost față de biserica din Efes și cel puțin Efes și Perga. Știu faptele tale. Dar ce am împotriva ta? Interesant este modul în care Hristos își evaluează biserica. Dacă citim mai jos cum a fost biserica din Teatira, Ispita noastră ar fi să începem cu cele negative. Să zicem, știm noi cum, cât de rău e în biserica asta. Dar interesant este că Domnul Isus Hristos începe cu ceea ce e important pentru biserică, apreciativ pentru biserică, lucrurile pozitive pe care biserica le-a avut. Această adresare nu este doar o strategie psihologică de a pregăti introducerea unui mesaj negativ. Domnul, nu folosește așa o strategie psihologică și spune lasă că ă, spun eu câteva lucruri bune ca să puteți să primiți după aceea lucrurile negative pe care le aveți voi. Știți, nu ca la medic stai că să spun o poveste, că fac după aceea să dau o Știți cum la copii? <laughs> nu. Aici e ceva mai mult. Nu este doar o strategie care zidește drumul spre un mesaj negativ, o strategie psihologică, ci este modul lui Hristos de a aborda biserica pe care El a înființat-o. Pentru că Isus Hristos este parte în natura acestei biserici și această biserică îi aparține lui Hristos. Hristos nu vorbește și nu dă cu biserica de pământ. Și Hristos se uită la lucrurile pozitive pe care biserica le are, dar vorbește și în aceeași măsură și despre lucrurile negative. Asta e o lecție și pentru noi, cu privire la modul în care vorbim despre biserica lui Hristos. Sigur că sunt biserici cu probleme. Și că nu se supără nimeni dacă spun că nici a noastră nu este perfectă. Dar contează cum abordăm lucrurile. Și Hristos ne învață aici când face evaluarea Bisericii că se uită la lucrurile pozitive pe care le va de ea, dar în același timp și la lucrurile negative. Cum este văzută Biserica din Teatira în raportul de evaluare al Domnului Iisus Hristos? Cum este văzută această Biserică ce putem învăța despre această biserică? și -aș vrea să ne uităm la problema centrală pe care o reproșează Hristos bisericii. Biserica din Teatira aș numi o biserică care se raportează greșit la păcate. A fost lăsată ca exemplu pentru noi. Să vedem cum în mod negativ am putea să ne raportăm la problema păcatului. Aici avem descrisă o situație de păcat. Este și nominalizată persoana. Discuția dacă este numele real al persoanei sau este numele simbolic al persoanei, nu știu dacă era atunci cu protecția datelor și a persoanei și a imaginii, toată legislația, dar unii cred că poate că Izabela nu era chiar numele real al persoanei care păcătuia acolo și care crea cele probleme, ci era mai mult o abordare simbolică. Dar ceea ce găsim aici este că vedem o interferență a două planuri care vin legat de raportarea la păcat. Cum se raportează individul și cum se raportează biserica. Greșelile individuale nu sunt identice cu cele colective. Biserica este în mod direct responsabilă de modul în care se raportează ea la păcatele celorlalți. Dar pentru starea de păcat a fiecăruia suntem noi în parte, fiecare responsabil. Responsabilitatea bisericii pentru păcatul nostru nu poate fi transferată acolo. Am auzit de destul de multe ori spunând, biserica e de vină că eu am păcătuit. Textul de aici ne spune extrem de clar că vina bisericii nu-i pentru, cei care, pentru păcaturile care se făcea, ci vina bisericii consta în cu totul altceva. Vina bisericii nu este pentru păcatele individuale ale membrilor săi, ci pentru toleranța în mijlocul ei a celor care păcătuiesc. Și mesajul bisericii din Teatira este extrem de clar. De aceea, în această dimineață, haideți să ne uităm puțin la cum a greșit această biserică când a fost vorba de a se raporta la păcat și la păcatele care există. Și a existat în mijlocul ei. Și primul lucru pe care vreau să îl remarc din text, textul acesta este că o biserică care se raportează greșit la păcat tinde să funcționeze după principiul compensației sau compensării. Compensarea înseamnă a înlocui ceva insuficient cu altceva. Interesant este că biserica din, din tiartir avea două lucruri acolo. Avea lucrurile bune, faptele tale, slujirea ta, dragostea ta, răbdarea ta și avea situația de păcat. Compensarea înseamnă ca să înlocuiești și să minimalizezi răul făcut de păcat și să înalți mai mult binele care a fost făcut acolo. Biserica aceasta, da, avea fapte bune, da, biserica aceasta avea răbdare, da, biserica aceasta avea credință, da, biserica aceasta avea slujire. Și mai mult decât atât, faptele ei de pe urmă erau mult mai bune decât faptele din tâi. Este o răsturnare, exact o răsturnare a ceea ce nu a fost biserica din din Efes, într-un fel legat de dragoste și legat de toate aceste lucruri. Biserica aceasta avea o situație reală. Vina bisericii nu este pentru păcatele celor lați, pentru păcatele celor din, din biserică. Vina bisericii este modul în care ea se raportează la aceste lucruri. Aș vrea să fiu mai explicit. Atunci când noi... Minimalizăm păcatul cuiva, compensându-l cu faptele bune, este o greșeală a modului în care ne raportăm la păcat. Eram la o întâlnire a bisericii a unei biserici, și cineva în mod clar și evident pentru toată lumea a trăit într-o viață de păcat. Și când am discutat de faptul că ar trebui să luăm atitudine față de lucrul acela, s-a ridicat cineva și a zis frate, dar eu cum să votez? Păi mie, frate, omul ăsta mi-a dus lemne. Adică cum, cum să fac lucrul ăsta? Că eu, eu am beneficiat de pe urma lui, faptele lui bune. Interesant este că o biserică care se raportează greșit la păcat, ține cele două lucruri, faptele bune, lucrurile care sunt bune și lucrurile greșite și în loc să acționeze în sfințenia pe care o cere Domnul, se uită la cele lucruri care au fost bune. Da, nu trebuie să aruncăm la pământ cu toate lucrurile care au, fost, care au fost bune și au fost bune făcute în trecut, dar niciodată nu trebuie să ne justificăm argumentul nostru pentru a lăsa pe cineva să trăiască în păcat, pentru faptele bune care au fost făcute în trecut, pentru acele lucruri care țineau de trecut și biserica tinde să facă lucrul acesta și biserica din teatira îi aduce, îi aduce aminte, Domnul, ai lăsat să se întâmple aceste lucruri în mijlocul tău. Mai există un element al compensării pe care biserica este tentată să-l folosească. Și anume, dacă Domnul judecă păcatul, de ce să-l mai judecăm și noi? Și în textul ăsta vezi cum Hristos judecă, într-adevăr. Dar faptul că Iisus Hristos judecă situația respectivă nu scutește biserica de a acționa cum îi place lui Hristos. Este primul lucru pe care îl spun în această dimineață: Biserica care se raportează la, greșit la păcat tinde să funcționeze după acest principiu al compensării. Lasă că sunt alte lucruri mai bune care minimalizează vinovăția. Al doilea lucru este că Biserica, când se raportează greșit la păcat, tinde să funcționeze după principiul toleranței excesive. Spune textul aici, tu lași ca Izabela. Această femeie care își zice profeteasă. Acest a lăsa înseamnă că îi permiți. E un cuvânt care se traduce a lăsa în pace, a permite. E vorba despre o libertate pe care o dai persoanei. Și N-a fost vina bisericii pentru altceva decât faptul că ea a permis acel lucru. Știu că astăzi este la modă această teologie, aș putea să o numesc ca toleranței. Trebuie să fii tolerant. Numai în vremea de astăzi, cei mai intoleranți sunt cei care predică toleranța. Dacă vă duce la orice grup care e minoritar, să zic așa, fie minoritar de gen, fie minoritar de etnic, etnie, fie alte lucruri. Cei mai intoleranță sunt cei care predică intoleranță. Ei sunt, devin tare intoleranți. Și biserica aici spune: Domnul, ai lăsat aceste lucruri. Este vorba despre faptul că ai, ai permis. Toleranța nu este rea, îngăduința nu este rea. Avem o, o, o cerință în scriptură despre faptul: îngăduiți-vă unii pe alții, fiți îndulgenți unii pe alții, iertați-vă unii pe alții. Dar atunci când toleranța aceasta devine excesivă, în detrimentul trăirii în Sfințenie, ea este greșită. Și aici femeia aceasta, pe care textul o descrie. Avea cel puțin patru lucruri care erau greșite în situația ei. Avea un rol fals. Textul spune, își zice profeteasă și a asumat rolul ăsta. Nu era recunoscută ca fiind profeteasă și era un rol asumat de către ea. Cel mai rău este să falsez această identitate. Niciodată nu mi-au plăcut predicatorii care au copiat alți predicatori. În general, nu prea am ascultat, pentru că mi se pare falsitate. Să impui rolul acela, să copiezi rolul, să... E un fals în ceea ce privește rolul. Mai mult decât atât, era o falsitate în învățătura ei. Să învețe. Și învățătura ei era bazată în această direcție. Să amăgească. Era o falsitate în ce privește practica imoralității. Și mai mult decât atât, spune textul aici, și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. Așa arăta situația. Și Domnul spune, cu toate că persoana asta are aceste patru lucruri extrem de negative. Toate centrate în jurul persoanei ei, toate centrate în jurul unor trăiri păcătoase. În loc să opriți acest lucru, voi ați continuat să o lăsați să, să, să facă aceste lucruri în, 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 în viața ei și în Biserica Domnului. Biserica, în procesul de disciplinare, nu trebuie să distrugă pe cei care au păcătuit dar trebuie să le limiteze drepturile și să-i cheme la pocăință. Dumnezeu acordă harul pocăinței. Și textul continuă și în versetul 21 spune I-am dat vreme să se pocăiască. Dar, care a fost răspunsul, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Dumnezeu e un Dumnezeu al Harului și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Mulțumim Domnului pentru că El acordă har atunci când noi păcătuim, atunci când noi greșim, Dumnezeu ne dă har. Dar respingerea pocăinței este cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui om. Pentru că e mai grav ca și păcatul săvârșit. Pentru că nu există soluție nu există soluție fără pocăință. Și cel mai grav lucru nu a fost numai faptul că a păcătuit, dar gravitatea stării acesteia spirituale a fost dată și de faptul care spins pocăința. Este cel mai dureros lucru să vezi Că omul nu vrea să se pocăiască. De aceea, Biserica s-a raportat greșit la păcat și prin acest fapt. Că a tolerat aceste lucruri. Și nu este un lucru ușor să acționez, dar vreau să vă spun că atunci când iubirea unii față de alții este mai puternică decât iubirea față de Dumnezeu, păcatul este tolerat. Și aș vrea să spun din nou, atunci când iubirea unii față de alții este mai puternică decât de iubirea față de Dumnezeu, păcatul este tolerat. Nu răsturnăm lucrurile, iubirea ține întâi de toate de Dumnezeu. Mai întâi de toate îl iubim pe Dumnezeu. Trăim într-o societate în care iubirea de seme este proclamată peste tot. De aceea păcatul se mulțește extraordinar de mult. De ce? Pentru că prietenia noastră, pentru că relațiile noastre, pentru că toate aceste lucruri sunt extrem de importante, mai importante decât sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci când pierdem din vedere iubirea pentru Dumnezeu, atunci iubirea noastră unii față de alții devine o toleranță pentru păcat. De aceea ne rugăm din toată inima ca Domnul să ne ajute să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și biserica de aici a creat această toleranță, această toleranță negativă. La una dintre bisericile în care am ajuns că și păstor, nu-i vă da numele și nici persoana, pentru că am mai făcut câteva referiri la ilustrații și nu știam că frații să mai uită și din alte locuri la noi, la Betania. Și n-a fost chiar foarte plăcută situația că m-am întâlnit cu acele biserici. Dar m-am dus într-o biserică și mi-a spus cel care conducea biserica, el este tatăl meu, dar este exclus din biserică. Și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Și mi-a zis, de fiecare dată când tata venea la biserică și lua cina, în drum spre casă, sâmbăta de nu mai putea. A trecut odată de două ori, am avut discuții cu el, m-am rugat cu el, dar într-o zi n-am mai suportat lucrul acesta. Și am venit și am spus bisericii: Dacă nu excludeți de Eu îmi dau demisia din conducerea acestei biserici. Pentru că nu este cinstit. Ai de ales între iubire de Dumnezeu și iubire de semeni. I s-a frânt inima. I s-a făcut bucăți inima să știi că cel drag al tău este într-o stare de păcat, dar îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât să iubim pe ceilalți. Și asta s-a întâmplat. Și mai zis, de fiecare dată, inima mea plânge când văd situația în care se află. Ar trebui să fiu mai degrabă de partea lui Dumnezeu, de cât de partea relațiilor de familie, de cât de partea prietenilor, de cât de partea acestor lucruri. Pentru că cred că Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta și va bine cuvânta Biserica Lui. O biserică poate greși prin toleranță excesivă. La o biserică se poate raporta greșit la păcat prin neglijența sa, care de fapt nu oprește consecințele păcatului și nici nu i reabilitează mărturia. Interesant ce spune punct versetele 22 până și versetul 23. Dacă nu s-a ocupat biserica, s-a ocupat Domnul. Este grozav de greu să cazi în mâna unui Dumnezeu care e sfânt. Este enorm de greu să cazi în mâna celui care este un Dumnezeu sfânt, cu care poate să ai permis să te joci, cu care să ai permis să modelezi standardele cum le-ai vrut, și textul spune aici, iată că am aruncat-o și să fie, am, iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un ecaz, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Nu-i timp să discutăm și noi i cadru să discutăm despre suferință și păcat. Dacă orice suferință este rezultatul unui păcat direct. Scriptura nu susține în totalitate această direcție și sunt mai multe cauze ale suferinței. Dar textul spune aici, în ciuda faptului că voi ați crezut că dacă veți lăsa acest lucru să se întâmple, consecințele nu vor fi acolo. Nu pot să nu existe consecințe pentru păcat. Domnul spune, mă voi ocupa eu Ne umple frica atunci când știm că se poate ocupa Domnul de noi. Mai bine să cădem în mâinile oamenilor decât să cădem în mâinile Domnului, deși alți oameni ai scripturii au avut o altă părere. Mai mult decât atât, voi, voi lovi cu moartea pe copiii ei toate aceste biserici vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchi și inima și îi voi răsplăti și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Mărturia nu putem să o protejăm prin toleranță, ci prin ascundere. Pentru că neglijența bisericii, nu poate opri consecințele. Domnul își face lucrarea de sfințire. Domnul își face lucrarea de curățire. Și nu poate opri nici compromiterea mărturiei. De aceea, Domnul spune, mă voi ocupa de aceste lucruri, pentru că eu sunt cel care răsplătesc. Eu sunt cel care știu profunzimea, eu sunt cel care cunosc în adâncimea ființei ceea ce te și inima și eu dau răsplată după faptele Lui, fiecăruia după faptele Lui. lui. Aceste sunt aspectele în care această biserică în mod greșit s-a raportat la problema păcatului. Dar slavă Domnului că biserica... Nu doar, este doar asta. Slavă Domnului că Biserica e mai mult, mai mult decât ceea ce a făcut Isabela. Și textul întoarce pagina, Domnul întoarce pagina și spune, mă bucur, voi însă, tuturor celorlalți din teatira, adică ceilalți al care sunteți acolo, voi cei care ați avut o atitudine corectă față de păcat. Mă bucur pentru lucrul acesta. Și de la aceste versete, la versetul 24 la 28, textul se ocupă de aceștia care au avut o atitudine corectă față de păcat. Ei vor fi binecuvântați. Există așa de mare binecuvântare să fii de partea care trebuie. Și textul spune. Voi cei care nu aveți învățătura aceasta și nu ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Nu te lăsa influențat de învățături străine și de circumstanțe negative, ci ține-te de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul spune, vă felicit. Chiar dacă e greu, chiar dacă oamenii dezamăgesc, chiar dacă cei din noi, de lângă noi ne dezamăgesc, ține-te de cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lăsa influențat de vățături străine. Și îmi spune textul aici, nu te-ai lăsat influențat de aceste lucruri. Nici eu nu pun alte lucruri pe seama pentru voi altă greutate. Este parcă o citare din Fapte 15, unde apostolii au convenit să nu pună o altă greutate pe neamuri decât. Și avem acolo lista acel cerințelor pentru cei dintre neamuri. Tendința noastră este când vă, vedem o situație de păcat să creștem legalismul, să facem regulile și mai stricte, și mai stricte, și mai stricte. Și Ioan le spune. Țineți-vă de ce aveți. Țineți-vă de cuvântul lui Dumnezeu. Ancorați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu voi veni. Și Domnul va veni. Și ne va analiza în funcție de cum ne-am ținut de cuvântul lui Dumnezeu. De deci, aceea, credincioșii care răspund corect la situații, așa fac. Nu se lasă influențați de învățături străine, de circumstanțe negative și ci ei cu căpățânare merg înainte. Și atunci când lucrurile se prăbușesc în jurul lor, îmi spunea unicul meu care a rămas singur într-o anumită biserică, datorită faptului că totul s-a prăbușit într-un fel, mi-a spus cu căpățânare m-a ținut de Domnul și am știut că nu mă va lăsa. Că dacă aici în cuvânt a scris Domnul că așa vor fi lucrurile, așa vor fi lucrurile. Să ne ținem de ceea ce am primit. Slavă Domnului pentru toți care sunt credincioși. Și eu spune aici, mă bucur că ți alalt sunteți credincioși. Să ne ajute pe Domnul să rămânem credincioși. Mai mult decât atât, textul spune aici, continuă și spune încă ceva. Cei ce au biruit păcatul au autoritate asupra celorlalți. Știu că am citit textul aici, ce, ce, cel ce va birui va, și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste popoare. Știu că și noi tot în, nu mai trebuie să candidezi nici la prezidențiale, nici la parlamentare. Ai deja autoritate, ne ridică Domnul. Le-am cărmuit cu un toiac de făr și le-am zdrobit ca pe niște vase de lut, cum am, am, primit și eu puterea de la tatăl meu. Le va cărmui, el le va cărmui. Domnul ne dă da autoritate. Pentru că principiul care reiese aici, știu că există întrebarea când va fi lucrul acesta, cum vom stăpâni noi peste popoarele acestea, dar principiul care stă și este reflectat aici în această idee este că cei ce au biruit au autoritatea asupra celorlalți. Autoritate. Gura se închide foarte ușor. Foarte ușor. Tu vorbești? Tu vorbești? Foarte ușor. Dar atunci, când trăim în Sfințenia cerută de Domnul, putem să vorbim. Putem să avem autoritate. Și este adevărul pe care îl evidențiază aici apostolul. Dar mai există ceva. Cei care trăiesc în Sfințenie vor avea parte de întâlnirea cu Hristos. Și îi voi da luceafărul de dimineață. S-au întrebat mulți ce înseamnă lucrul acesta. Ne va da Domnul luna de pe cer, stelele, ne va da Domnul, ne va pune Domnul în brață ceva. în Apocalipsa 22, cu 16. Eu, Isus spune textul aici, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, versetul următor, vino Doamne Iisuse! De aceea unii cred că aici este vorba despre răpirea bisericii. Cei care vor birui cu Domnul și cei care vor, vor fi împreună cu Domnul, ei vor avea parte de întâlnirea cu Hristos, vor primi lumina lui Hristos și se vor întâlni cu Hristos. Ei, lor le va fi dat luceafărul de dimineață. Să vedem că noaptea s-a împrăștiat și că lumina zilei și a întâlnirii cu Hristos a venit. Asta este cea mai mare bucurie a celor care vor ieși biruitori. Aș vrea să mă apropii de încheiere și nu a fost un text ușor pentru noi. Sunt lucruri pe care Scriptul le spune cu sinceritate. Dar care ar fi câteva aplicații pe care am putea să le luăm? Și primul lucru pe care pe care textul acesta mă duce, este decide să fii tot timpul de partea Sfințeniei Lui Dumnezeu. decide să fii tot timpul de partea Sfințeniei Lui Dumnezeu. Nu mâine, nu mâine când va trebui să spui celui care a păcătuit lângă tine că a greșit și că trebuie să se pocăiască, ci astăzi. decide să fii de partea Sfințenii. Și hotărârea trebuie să luăm fiecare dintre noi. Să știm cum ne poziționăm. Dacă iubirea de Dumnezeu contează cel mai mult pentru noi sau iubirea de oameni, ele sunt determinate, se leagă una de alta, sunt de acord. Dar să ne ajute Domnul să fim de partea Sfințeniei Lui acolo, în acea parte care va fi binecuvântată de Domnul. Cu durere spun că am auzit spunând persoane în diferite biserici celui care a greșit. A, ce ei tu după comitet? Ce? Este o încurajare la trăirea în păcat. Este o poziționare la trăirea în nesfințenie. Dar Domnul ne cheamă să ne decidem să fim de partea sfințeniei lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu te lăsa doborât de trăirea în păcat a celorlalți credincioși. Ti continuă să perseverezi în sfințenia cerută de cuvântul lui Dumnezeu. E așa de greu să știm că sunt momente în viață când oameni care ți-au fost dragi au căzut, când oameni care îi iubește atât de mult s-au depărtat de Domnul, devii dezamăgit, devi devii dezamăgit. Ce am de făcut? Să continui, să mă sfințesc eu și să trăiesc cu sfințenie, așa cum îmi cere cuvântul Lui Dumnezeu vreau să fac lucrul acesta. Este ceea ce ne dorim. Să nu ne lăsăm dobărâți de trăirea în păcat a celorlalți ci să continuăm cu perseverență. Și ultimul lucru, caută să fii partea unei biserici locale, chiar dacă aceasta, acestea nu sunt încă desăvârșite. Dar putea că cineva care citește textele acestea spune, domnule, dar în biserică? Biserica este așa? Oh, păi eu n-am eu nevoie de biserică. Eu sunt biserica Domnului. Care? Că ăștia erau în Teatira. Dacă nu ești într-o biserică cu, 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 cu locație, nu locație în sensul de clădire, localizată, nu ești într-o biserică locală. Și chiar dacă sunt situații și probleme în biserică, textul acesta. Nu ne îndeamnă nu fi într-o biserică. Textul acesta nu vrea să idealizeze biserica, dar nici să dea cu biserica de pământ. Textul acesta ne spune, este bine să fie acolo, să fie acolo cu cei care caută să trăiască în sfințenie cu Domnul și să biruiască împreună cu Domnul. Pentru că aceștia, chiar dacă vin dintr-o lume de păcate, și trăiesc în, și trăim în biserici imperfecte. Numai cei care se luptă până la sfârșit pentru sfințirea lui Dumnezeu în viața lor și în viața bisericii, numai aceia vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Dacă în, în vremea de astăzi simțul și atitudinea față de păcat s-a diminuat. Nu ne cheamă Domnul să facem închiziție, ne cheamă Domnul să ne pocăim. Ne pocăim noi, fiecare dintre noi. Și să răspundem într-un mod corect a ceea ce cuvântul, așa cum ne-a spus cuvântul lui Dumnezeu, dacă în această zi Crezi că ai nevoie de pocăință, cerere de iertare la Dumnezeu. Dumnezeu ne deschide ușa Harului. S-a mai dat încă vreme, spune, îi spunea Domnul aici. Mulțumim pentru că Domnul ne-a dat vreme. Har, perioadă. Domnul să ne ajute să folosim Harul acesta pentru smerire, pentru toacere la El. Pentru ca să putem fi împreună cu Domnul într-o zi în glorie. De deci, aceea noi credem că în casa lui Dumnezeu avem locașuri. Noi credem că în casa lui Dumnezeu avem cămin acolo, mai presus de nori. Pentru că toți cei care l-au slujit cu sfințenie, nu perfect pe pământul acesta, dar care s-au legat de sfințenia lui Dumnezeu, ei vor fi împreună cu Domnul într-o zi. Fie ca Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.